legile care ne le propun ei în viitoarea guvernare de 4 ani, pentru că toată lumea vorbește că o să fie o guvernare de 4 ani. La noi nu există alegeri anticipate, nu există alte chestiuni, sunt guvernări fix de 4 ani. În care eram și eu foarte curios să știu, cel puțin pentru industria pe care o reprezint, care sunt strategiile de a ieși din acest ocean al prostiei și strategiile care ne privesc pe noi să notăm într-un astfel de ocean. Spre deosebire de predecesoarele mele, o să încerc să vă spun niște experiențe pe care le avem noi în această industrie mai restrânsă, și anume a ospitalității. Pentru asta ar trebui să vă dau câteva elemente statistice. Criza s-a declanșat în 2008, către sfârșitul lui 2008. De atunci, importanța turismului în PIB este de 1,9%, adică circa 9,6 miliarde de lei în 2011. Agregat este de circa 4,5%, adică circa 22,6 miliarde de lei. Agregat, toate industriile conexe care lucrează într-un fel sau în altul față de turiștii care vin și ne calcă, să zic eu, asset-urile pe care le deține. Tot în turism sunt angajați circa 236.000 de angajați direcți. Asta înseamnă cam 2,8% din forța de muncă angajată și circa 446.000 de angajați conex, adică 5,2% din forța de muncă angajată. Evident că lucrurile astea spun ceva legat de faptul că toată lumea se laudă cu potențialul turistic al României. Numărul de turiști străini care au călcat țara românească în 2011 este circa 1.266.000 de turiști, care au asigurat un venit direct de circa 7 miliarde de lei. Prin urmare, aproape 72%. Evident că cifra este în scădere față de anii precedenți. Ce vreau să subliniez prin asta? Atunci când cineva spune că numărul de turiști s-a crescut, este într-adevăr o realitate, pentru că se mișcă mult mai mulți români în țara românească, dar prețul la care se mișcă este mult mai mic. Sigur că ultima cifră, tot statistică, care înseamnă ceva în această industrie, este nivelul investițiilor, care și acesta a scăzut de 11,2 miliarde de lei, aproape 7,4 din totalul investiției care s-au făcut în 2011 în România. Față de aceste elemente, pot să vă spun că e cam pompos cu strategie de menținerea performanței în situații de criză. Mai degrabă, foarte pragmatic, i-aș spune măsuri pe care trebuie să le faci cu bun simț ca să reziști, să supraviețuiești în o situație de criză. Și aș vrea, la fel, să vă enumăr 7 din aceste măsuri pe care, evident, noi, în cadrul Continental Hotels, le-am aplicat din plin. Cu o reactivitate extrem de mare, pentru că, într-adevăr, așa cum a spus și doamna Bogdan, era pe viață și pe moarte. Sau o faci, sau te duci. Prima, care vă recomand, este vânzări. Sigur, pe vremuri era învățați. V-am mintit cine era cel care ne spuneam. Da, vânzările, evident, sunt foarte importante. Creșteți colectivul de vânzări, măriți-l, diversificați oferta, schimbați oferta continuă, adresați-vă unui mix mult mai larg și, într-adevăr, prin această măsură nu faceți decât să creșteți probabilitatea de a crește veniturile. A doua măsură, care este evident legată de aceste lucruri, eliminați orice nu vă aduce profit. În cadrul industriilor noastre, identificați orice fel de activitate, transformați concepția de centru de cost
în centru de profit și eliminați orice fel de activitate care nu vă aduce profit, pentru că altfel toată chestiunea, sigur că o să vă ducă la experiențe extrem de nefericite. 3. Tot ceea ce toată cheltuiala care crește trebuie să o aveți continuu sub lupă. Evident că toată lumea a făcut scăderi și în acest fel costurile așa zise de regie, care sunt elementele care în general sunt mai greu de în special pentru, să zicem, sigur, corporații. Nu pot să spun că sunt o corporație foarte mare, dar într-adevăr avem 14 sucursale. Prin urmare, și headquarter înseamnă o cheltuială. Trebuie să avem foarte mare grijă ce cheltuiți acolo și ce înseamnă pentru cei din teritoriu sau din sucursale această cheltuială dumneavoastră. Toate costurile, al patrulea, toate costurile care nu au niciun fel de legătură cu veniturile, trebuie să le aveți sub lupă sau să le scădeți. Sigur că nu e un lucru nou acum, dar în 2009 noi am redus foarte puternic tot ceea ce înseamnă, din nefericire, pregătirea cu personalul. N-am asigurat decât pregătirile de bază, n-am asigurat decât refresher sau un training de bază care era nevoie pentru a nu periclita calitatea. Sigur că tot ceea ce înseamnă soft pe care puteam să nu-l cumpărăm, nu l-am mai cumpărat, tot ceea ce înseamnă dotare, capex-uri și așa mai departe, a fost foarte bine monitorizat. Al cincelea punct este cel legat de recruitment, rapolarea de personal. Angajați personalul cel mai bun. Am căutat în această perioadă să nu ne uităm la costuri de personal în punctele cheie, pentru că acești oameni vă garantează foarte multă supraviețuire, acești oameni vă garantează trainingul persoanelor din subordine. Și acest oameni, fără doar și poate, vă adaugă, pe lângă calitate, vă adaugă posibilitatea de a crește veniturile. Restructurarea datoriei este o chestiune care probabil foarte multe prăvălii care funcționează o au în față, pentru că, într-adevăr, dezvoltarea nu poți să o faci numai din banii proprii. Dezvoltarea o faci apelând la credite. Dezvoltarea o faci apelând la surse atrase. În momentul în care te bazezi într-un studiu de fezabilitate pe 10 ani, pe 15 ani de zile și vezi că această predictibilitate este așa de tare pusă sub semnul întrebării, încât îți pune sub semnul întrebării viața în societatea pe care o conduci, restructurarea datoriei acum, la ora asta, este un lucru extrem de important, pentru că vă asigură acea lichiditate de care aveți nevoie în societatea dumneavoastră, lichiditate față de care nu poți să funcționezi la ora asta. Sigur că restructurarea datoriei depinde și de băncile pe care le finanțează, dar restructurarea datoriei înseamnă și deciziile dumneavoastră să vă despărțiți de asset-uri care nu vă produc, indiferent de faptul că aveți înregistrate în contabilitate la unui preț, vindeți sub orice preț, sigur, în limitele acceptabilului, pentru a nu vă debalansa balance sheet-ul, de a nu vă bilanțul. În sfârșit, ultima dintre ele este ceea ce și sunt cu totul de acord, că 2013 nu e un an grozav, deci ultima sugestia mea, rezistă, va fi și mai rău. În aceste condiții, vă recomand să vă evaluați foarte bine riscurile pe termen scurt și pe termen mediu.
să elaborați măsuri pentru a le contracara, pentru că și, evident, să monitorizați toate aceste măsuri, pentru că dacă nu faceți aceste lucruri, ați putea să vă treziți că veți fi blocați la un moment dat, pentru că impredictibilitatea a atins apogeul. Nu discutăm acum de mărime, fiscalitate, de exemplu, că e cea mai la modă. Vorbim de predictibilitate. În 2011 s-au făcut circa 6 modificări ale codului fiscal. În condițiile acestea este foarte greu să lucrezi, mai ales dacă ții riscurile unei investiții. Pentru cei mai în vârstă, asta ca să dau o metaforă care să poată fi comparată antreprenoriatul. Pentru cei mai în vârstă, nu știu dacă ați văzut filmul acela de desene animate, Gulliver, în Țara Minunilor. Antreprenorul este acel Gulliver care prinde corăbile inamice și le ia așa pe umăr, le trage cu ancorele lor și le trage în față. La ora asta nu m-am mai uitat la desene animate moderne ca să pot să vă spun ce este un antreprenor. Dar cred că un antreprenor la ora asta este un om care trebuie să rezolve orice, care, într-adevăr, obligat, având în vedere o investiție anterioară pe care a făcut-o în această societate a lui, trebuie să rezolve orice și nu mai poate. Eu, asta este părerea mea acum, sigur, legată de viața pe care o trăim. Nu mai poate să acorde atenția care trebuie să o acorde creativității, invenției. Și asta este un păcat. Vă mulțumesc.